Bine ați venit, dragi doamne și dragi domni, care aveți soarele, luna sau ascendentul în zodia Taur. Etalarea din această filmare se numește Atenție, cad măștile. Dacă aveți îndoieli cu privire la persoana voastră dragă sau anumiți colaboratori, dacă sunteți separați sau chiar despărțiți de această persoană, poate că vă ajută etalarea de față. Voi folosi pachete perechi, adică pachete identice, tocmai pentru a afla atât energia voastră cât și energia celeilalte persoane. Dragi doamne și domni din Zodia Taur, haideți să pregătim puțin cărțile, le amestecăm, vedem și dacă primim niște mesaje independente până când vom face alchimia legăturii, conexiunii dintre voi și să vedem dacă sunt anumite măști pe care persoana dragă le percepe sau le folosește. Am pregătit pachetul vostru și acum da, vom aranja și tarotul pentru persoana dragă vouă. Extrag 3 cărți și vom compara puțin energiile voastre, dragii mei, aflând, cum spuneam, relaționarea din acest moment. Dacă sunteți gata, cărțile să știți că sunt gata. Și avem în primul rând, da, din partea voastră un 5 de pâte, din partea lui sau a ei, nebunul. Dragii mei, voi ați avut un conflict sau ați avut o perioadă mai dificilă? Poate că aveți o relație cu cineva din berbecleu săgetător sau din zodia vărsător. Dar din câte văd aici, ori persoana aceasta v-a ajutat în niște bețe în roate care vi s-au pus de către alții, ori voi v-ați certat unul cu celălalt, ori ați fost într-o concurență, într-o luptă de dominare, așa poate că v-ați simțit, iar persoana cealaltă simte nevoia de a trage linie, nu neapărat de a rezolva dificultățile, ci de a reseta, a restarta, a se restarta pe sine. Poate că sunt provocări la nivel personal sau profesional, ori poate vorbim și despre relația dintre voi. Pare că persoana aceasta e la limita riscului, v-am zis, vrea acest început nou, sper să fiți, cum să vă spun, mai puțin încrâncenați, cel puțin, dar așa simt că transmit cărțile. Hai să vedem și, dar persoana cealaltă, să știți, este dispusă, fie că sunteți într-o relație sau doar într-o colaborare, să o luați de la zero, fără să răstălmăciți sau să răscoliți trecutul. Hai să vedem la nivelul celei de-a doua cărți, dragii mei. Văd în primul rând la voi puterea, iar la cealaltă persoană i-aș spune stabilitatea și perseverența. Voi aveți curaj, aveți determinare, voi chiar vreți da, să faceți ca lucrurile să meargă bine. Dar pe de altă parte, persoana aceasta pare mai încăpățânată, mai economă, este o persoană care își păstrează valorile, care merge pe stabilitate, merge pe drămuire. Văd intersectare cu persoane din Leu sau persoane din Taur, Fecioară, Capricorn. Iar în al treilea rând, dragii mei, foarte interesante cărți, persoana voastră, adică voi, sunteți foarte centrați pe a reuși, pentru a face o victorie, pentru a vă ridica deasupra greutăților. Sunteți hotărâți să depășiți orice fel de obstacol, dar voi sunteți mai luptători din câte văd. Cealaltă persoană cu Marea Preoteasă poate să fie mai secretoasă, poate persoana asta este din zodia Rac. Poate nu vă spune atât de multe cât te cunoaște, dar asta nu o face dintr-o rea voință, ci simte că păstrând niște informații pentru sine, îi este mult mai ușor să perceapă ceea ce îi place. Sper să fie niște lucruri care să vă ajute în a percepe persoana aceasta. Eu mai am două pachete identice din Îngerii Romantici, da? Tarotul acesta s-a numit Rider-Waite Tarot. Deci vom face același lucru. Vom pregăti cărțile
și voi extrage părerea acestora, atât pentru dumneavoastră, pot fi recomandări sau, v-am zis, niște confirmări pe care le puteți primi. Hai să vedem și din pachetul celeilalte persoane, da? Facem această pregătire. Uite un mesaj, un mesaj independent. Persoana aceasta simte că afirmațiile, rugăciunile și vizualizările vă ajută să fiți împreună, da? Simte că i-au fost ascultate rugăciunile. Foarte interesant, pentru că își cheamă sufletul pereche. Uneori sufletul pereche ne poate învăța o lecție, da? Nu întotdeauna rămâne tot timpul alături de noi. Să vedem ce sfat primiți, iată, de la aceste pachete. În primul rând, hai să vedem ce ne spun îngerii romantici la voi. Să iertați și să învățați. Spune că pe măsură ce voi eliberați și vindecați trecutul, veți experimenta mai multă dragoste în momentul prezent. Aceasta este cartea voastră. Poate că e o relație de lungă durată și e important să iertați ce s-a întâmplat. Dacă vă împăcați, să nu mai aduceți în aminte ce s-a întâmplat în trecut, motivul despărțirii, dar să și învățați din această despărțire sau altercație sau din aceste nemulțumiri. E nevoie să iertați această persoană, dragii mei, și să învățați lecțiile pe care ca suflet pereche vi le aduce. Și iată o reaprindere a pasiunii, dacă voi aveți o relație de lungă durată sau faptul că deja vă cunoașteți și veți începe această relație, da, și poate că acum erați curioși să vedeți ce gândește această persoană, dar spune că o nouă persoană, adică voi, i-au trezit sentimente romantice. Deci în cazul în care nu cunoașteți de foarte mult timp sau o cunoașteți de foarte mult timp, da, ori, atunci, da, este o nouă poveste sau o reaprindere a pasiunii în cazul persoanei acesteia. Dar dacă vă știți, să zic, ați început relația care durează, dar nu e de foarte mult timp, persoana aceasta încearcă să aducă o reînnoire, încearcă să facă în așa fel încât să, da, parcă voi sunteți în anumite schimbări și într-adevăr vă văd destul de puternici, destul de luptători și de combativi, așa păreți, dragi tauri. Hai să vedem și la nivelul acesta al oracolului arborilor sacri, ce sfat primiți sau ce confirmare primiți, iată, Dafinul spune faimă, victorie, succes, triumf, ajutor și protecție. Este o carte benefică, chiar puteți păstra foi de dafin, există pachetele la acela cu foi de dafin uscate, se găsesc la condimente, sau poate chiar aveți dafin, planta cu rădăcină în ghiveci, dar e benefică și chiar anunță pentru voi faimă, victorie, succes, triumf, ajutor și protecție. Poate veți fi protejați în relația voastră, poate vă protejați unul pe celălalt și mergeți spre această victorie în depășirea unor dificultăți. Eu vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc toate cele bune, să vă meargă bine în relațiile voastre și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!